Președintele Serbiei demisionează de la conducerea Partidului Progresist, care l-a adus la putere în 2012. Alexander Vučić a făcut acest gest cu speranța că va mai calma atmosfera incendiară de la Belgrad. Atacurile armate de acum o lună, în care au murit 18 oameni, au zguduit societatea sârbă, care de atunci cere socoteala autorităților privind siguranța cetățenilor. Opoziția a devenit tot mai vocală și a ridicat problema controlului armelor. Au avut loc manifestații împotriva liderului de la Belgrad. Opoziția este și la această oră în stradă, dar au avut loc și demonstrații de sprijin pentru Vučić, a cărui poziție în fruntea țării nu este cât uși de puțin în pericol. Alexander Vučić și aliații săi controlează presa, justiția și o bună parte a economiei din fosta Republica Iugoslavă.